Revelația cupelor europene își joacă astăzi șansa de a ajunge între ultimele 8 formații ale cupei UEFA după numai puțin de 14 meciuri. Pentru asta Rapidul trebuie să treacă din nou de una dintre favoritele competiției, formația germană Hamburg, o echipă care a luat în glumă această competiție venind din Intertoto și iată ajungând până în optimile de finală. Atmosferă senzațională în Giulești, cred că sunt mai mulți spectatori ca la duelul cu Hertha, sunt aproape 20.000 de suporteri, o adevărată mare de steaguri, o atmosferă superbă în Giulești, Rapid, Hamburger, Sport Verein. La ultima vizită în România, echipa germană a fost învinsă cu 3-0 de Dinamo București, se întâmpla în 1984, Hamburg era câștigătoarea Cupei Campionilor, gol Magath într-o finală istorică cu Juventus Torino. Acum Hamburg vine la București să se dueleze din nou cu o echipă din România, cu Rapid București, o formație neînvinsă în acest sezon de Cupa UEFA pe acest stadion în Giulești. Ne așteaptă un meci cu adevărat european între două echipe care sunt imprevizibile. Rapidul joacă senzațional pe teren propriu aici în fața propriilor suporteri, nu a primit gol în această ediție a Cupei UEFA, iar Hamburg joacă incredibil de bine în deplasare în campionat. Din 12 partide, Hamburg a câștigat 8 meciuri. Rapidiștii au ieșit pe teren cu tricouri pe care scrie pentru Mălda. Liderul formației giuleștene lipsește astăzi fiind accidentat stupid pe finalul meciului cu Hertha. Mărdărășanu va sta departe de gazon numai puțin de 6 luni, dar iată, colegii nu l-au uitat și au ieșit cu tricouri pe care au transmis acest mesaj. Rapidul începe partida de astăzi cu Hamburg, cu Coman, Rada, Bădoi, Caramian, Dică, Burdujan, Daniel Niculae, Marius Constantin, Maftei, Stancu și Buga. De partea cealaltă, Thomas Doll a trimis în teren următorul 11, în poartă Stefan Wachter, jucător de câmp, Daniel Van Buiten, Vicky, Magda Vichia, De Jong, Barbares, Krochowski, Demel, Vula Cruz, Van der Vaart, Akahara. O echipă formată din vedete internaționale, l-ați recunoscut pe Rafael Van der Vaart, să ne aducem aminte, el a învins împreună cu Naționala Olandei cu 2-0 aici echipa lui Victor Pițurcă pe acest stadion. A fost impresionat atunci de atmosfera întâlnită în România, a spus că numai în Turcia a mai văzut așa atmosferă. Să sperăm că de această dată suporterii rapidiști își vor ajuta echipa să învingă pe Hamburger Sport Verein. Hamburger Sport Verein, un conglomerat multinațional, o formație în care își găsesc locul fotbaliști de 11 naționalități. În formația de start trimisă astăzi pe teren de Thomas Doll, practic este un singur fotbalist german, portarul Stefan Wachter. În rest sunt numai fotbaliști străini, e adevărat, între ei și polonezul Trochowski, naturalizat german. Sunt fotbaliști din Olanda, Slovenia, Namibia, Elveția, Coasta de Fildeș, Brazilia, Bosnia, Japonia, Iran și Belgia în lotul lărgit al formației Hamburger Sport Verein. Pe teren astăzi, aici în Giulești, sunt trei fotbaliști din Naționala Olandei, una dintre favoritele campionatului mondial care va începe în această vară. Va începe în scurt timp și partida de aici din Giulești, a 13-a pentru giuleșteni în actuala ediție a Cupei UEFA. O ediție a Cupei UEFA care, iată, duce pe Rapid în optimile de finală fără să primească gol în fața propriilor suporteri. O rușine teribilă pentru Rapid București. Hamburger Sport Verein este un club cu un buget de aproape 60 de milioane de euro, să recunoaștem o sumă impresionantă, de 20 de ori mai mare decât a Rapidului. Și iată a început meciul din Giulești, Rapid, Hamburger, Sport Verein. Un prim atac al formației giuleștene, s-a descurcat bine Demel. Rapidul încearcă să recupereze acest balon. Acum o minge care ajunge la Coman, misiune foarte grea pentru Rapid astăzi. Hamburger Sport Verein a primit doar 18 goluri în campionat. Este echipa cu cea mai bună apărare, la egalitate de goluri cu Schalke 04. A primit chiar mai puține goluri decât liderul din Bundesliga, Bayern München. Așadar, o formație teribilă a venit astăzi în Giulești într-un meci senzațional în direct la Antena 1. De la Rapid lipsește Mădărășanu, iar locul său a fost luat de Romeo Stancu, fotbalist adus în vară de la Poli Timișoara, dar care a avut ghinionul unei accidentări stupide. Romeo Stancu a fost accidentat la antrenament, a lipsit mai multe luni de pe gazon și iată-l revenit acum în primul 11 al Rapidului. A revenit la Rapid și Burdujan, fotbalistul care a fost suspendat pentru retorul jocului cu Hertha. A ieșit din 11-le Rapidului Valinegru.
acțiunea de atac a germanilor, să le spunem în continuare germani, deși, repet, un singur fotbalist de naționalitate germană în primul 11 al echipei antrenate de Thomas Doll. Brigada de arbitri este din Grecia, condusă de Kyros Vassaras. Jucătorii echipei germane au spus că au venit la București să câștige. Bula Cruz a fost chiar, s-a enervat când a auzit, când a fost întrebat dacă va pierde Hamburg acest meci, a zis: ce ești nebun? Așadar, o dorință de victorie a echipei vizitatoare. Vor să ia și revanșa pentru eliminarea lui Hertha. Acum Buga a încercat să declanșeze un contraatac rapid. Intervenție tare a lui Bula Cruz. Magdavichia presat de Burdujan. Nemții au o linie de fund extrem de puternică. Pe centru sunt Bula Cruz și Van Buiten. În dreapta Magdavichia, iar în stânga Demel. Jucători foarte, foarte greu de depășit. Sarcină dificilă pentru Daniel Nicolae și Buga, fotbaliști care au marcat împreună 14 goluri în actuala ediție a Cupei UEFA. E adevărat, asta însemnând și meciuri cu amatorii de la St. Julia sau cu Vardar Skopje. Dar dacă ne mirăm câte meciuri a jucat Rapid, ce să mai spunem de Hamburg, care vine din Cupa UEFA Inter Toto. Au avut nemții 4 meciuri în plus față de Rapid, 2 tururi în plus. Dar, atenție, s-au calificat în faza grupelor după un meci nebun. Au făcut 1-1 acasă cu Copenhaga și au câștigat la Copenhaga cu 1-0 printr-un gol marcat în minutul 93. L-ați văzut și pe antrenorul oaspeților, Thomas Doll, fostul internațional german. A făcut adevărate minuni la Hamburg. Iată, echipa se află pe locul 3 în clasament, la 8 puncte de liderul Bayern München. În ultima etapă, Hamburg a învins cu 2-1 în deplasare tocmai pe Bayern München, într-un meci nebun, pe un teren imposibil. Acel meci l-a văzut și Răzvan Lucescu. Rapidul aruncă de la margine, giureștenii au stat mai mult în jumătatea adversă. Nu este momentul să tragem concluzii. Cu siguranță Rapidul are astăzi un meci extrem de greu, dar spuneau giuleștenii: dacă am trecut de Feyenoord, oare ce echipă ar putea să ne mai sperie în Europa? În momentul în care Rapid a întâlnit pe Feyenoord, olandezii erau principalii candidați la câștigarea Cupei UEFA. Hamburg a eliminat pe Valencia, dar asta se întâmpla în Cupa UEFA Inter Toto. Iată ce formații au ajuns să joace în Inter Toto, Hamburg și Valencia. Caramian, fenta lui Caramian în fața lui De Jong. Rămâne armeanul. Cei doi s-au întâlnit și în preliminariile campionatului mondial. Tot armeanul se pregătește să arunce de la margine. Burdujan, Buga și Nicolae, cei mai avansați jucători pe lista de rezerve a Rapidului în premieră, și Viorel Moldovan. Se pregătește să arunce de la margine Marius Constantin. Maftei pe stânga pentru Caramian. Stăpânește armeanul acest balon, dar a fost blocat de olandezul De Jong. Rapidul nu se grăbește, nu se năpustește spre adversar. Acum o centrare a lui Burdujan. Execuție nefericită atacantului giuleștean, suspendat în meciul retur cu Hertha din cauza unui lănțișor pe care l-a purtat în partida de la Berlin. Ambele echipe așteaptă. Nici Hamburg, nici Rapid nu riscă fault și va fi lovitură liberă pentru formația germană, de 3 ori câștigătoare a campionatului în Bundesliga, 3 cupe ale Germaniei, Cupa Campionilor Europeni și Cupa Cupelor. Toate acestea sunt în palmaresul formației care astăzi vine în Giulești. Rapidul întâlnește o nouă formație germană. Nici o echipă germană n-a plecat neînvinsă în fața Rapidului aici în România. Fie că a fost vorba de Karlsruhe, Eintracht Frankfurt sau Hertha Berlin, toate au plecat învinse. Dar Karlsruhe și Eintracht au eliminat Rapidul. Pasă cu călcâiul a lui Buga pentru Caramian. În stânga este Burdujan, primește acum Burdujan. În fața sa este iranianul Magdavichia, un fotbalist care joacă de 6 ani la Hamburg. Superbă atmosfera în Giulești. Să sperăm că și rezultatul va fi pe măsură. Rapidul are astăzi un adversar teribil, Hamburger Sportverein.
Dar spuneam, Rapidul joacă foarte bine pe teren propriu, iar Hamburg foarte bine în deplasare. Are 8 victorii în Bundesliga în deplasare. Giuleștenii n-au primit gol în cupele europene pe teren propriu de 3 ani. E adevărat, sezonul trecut n-au jucat. Bădoi, nu știu dacă a atins mingea Bădoi, dar balonul ajunge la Daniel Nicolae. Încearcă o pasă cu călcâiul. Intră prin alunecare și respinge Van Buiten. Fotbalistul belgian, capitanul echipei din Hamburg. Pressing al giuleștenilor la această aruncare de la margine a lui Demel. Fotbalist ivorian, o mulțime de jucători pe care îi vom vedea la campionatul mondial. Execută acum vedeta echipei din Hamburg, Rafael van der Vaart. O perioadă destul de lungă a fost accidentat, a fost adus vara trecută de la Ajax pentru numai 6 milioane de dolari la 23 de ani. Van der Vaart a fost o afacere excelentă pentru Hamburg. Van Buiten, pasă lungă, Maftei trimite cu capul până la portarul Coman. 0-0, Rapid Hamburg. Au trecut 7 minute din această primă partidă a optimilor de finală. Returul săptămâna viitoare la Hamburg. Giuleștenii au un program infernal în această lună martie. Vom reveni să-l urmărim acum pe Maftei. În dreapta este în poziție bună Bădoi. Marius Constantin trimite în afara terenului. Impresionant acest Daniel Van Buiten. Are 1,96 m și 96 de kg. Este foarte puternic. Sare foarte bine la cap. Și este un pasator foarte bun. Ziariștii germani spun că este enervant de exact. Greșește foarte rar. Avea acum un pressing al lui Burdujan. Portarul oaspeț a fost nevoit să îndepărteze pericolul. Maftei, a ieșit și Coman. Da, în fața japonezului Takahara. Un fotbalist japonez, iată, care evoluează în Germania, dar a jucat și în Argentina. Iată-l acum pe Van der Vaart, întâmpinat de Karamian. Semnalizare de la margine și va fi lovitură liberă pentru formația vizitatoare. Hamburg, iată, se duc în alții fundași a echipei germane spre careul Rapidului. Van der Vaart execută această lovitură liberă. Toți jucătorii Hamburgului sunt în jumătatea Rapidului, mai puțin portarul Wachter. Coman iese și reține fără probleme. Era acolo De Jong. A repus repede Coman pentru Karamian. Acum Burdujan sprintează atacantul rapidist. Așteaptă mingea Buga. Burdujan nevoit să se întoarcă. O pasă pentru Mugurel Buga. În interiorul careului a fost deposedat. Atacul Rapidului continuă. A greșit însă Dică. S-a grăbit. Posibilitatea de contraatac. Foarte elegant a intervenit Marius Constantin. Și o nouă pasă pe partea dreaptă. Asta foarte bine în teren de Mel. Presează Bădoi. Van Buiten greșește. Avansează Karamian, urmează centrarea în careu, a respins Bula Cruz. Rapidul încearcă să iuțească ritmul după câteva minute în care parcă și-a studiat adversarul. Da, și din păcate Rada a ieșit cu mingea în afara terenului la o fază simplă. Să nu joace cu teamă, e greu de crezut că rapidiștii mai au teamă după 12 partide într-o singură ediție a Cupei UEFA. O competiție paralelă. Giuleștenii vor juca după meciul de la Hamburg 14 partide în Cupa UEFA. Au jucat 15 în campionat, 3 meciuri în Cupa României, unde sunt calificați și în semifinale. Cel puțin 49 de meciuri va juca Rapidul până la finalul sezonului. Asta dacă nu cumva elimină pe Hamburg și se califică în finala Cupei României. Deja sunt mai multe. Un cartonaș galben pe care îl vede Emil Dică. Primul avertisment al acestei partide. Într-adevăr o intrare tare asupra japonezului Takahara. Hamburg este un club vechi de aproape 120 de ani. Un club care, pe la care au trecut o mulțime de vedete ale fotbalului german, în frunte cu Uwe Zeller sau Franz Beckenbauer. Cea mai bună echipă a Europei la începutul anilor 80, când au și câștigat Cupa Campionilor. Lovitură liberă, nu se grăbesc nemții. Belgianul Van Buiten, care a jucat și în Anglia la Manchester City.
Într-adevăr, Hamburg are o linie defensivă impresionantă. Va fi greu de trecut. Marius Constantin minge pentru Burdujan. A faultat atacantul rapidist. Nemulțumire în Giulești. Din nou în tribuna oficială a stadionului Giulești, președintele Traian Băsescu și antrenorul național Victor Pițurcă, alături de alți oameni importanți din fotbal și nu numai. Rapidul însă s-a calificat foarte rar atunci când a jucat meciul decisiv în deplasare. Greșesc și germanii. A respins Marius Constantin, dar mai mult la întâmplare. Van Buiten. Pressingul lui Caramian. Germanii obligați să trimite la întâmplare. Romeo Stancu a vrut să-i paseze lui Buga. Un fotbalist al Rapidului este căzut pe gazon. Și acum se permite echipei medicale intrarea pe teren. Rapidul joacă al 13-lea meci în Cupa UEFA, un record ca și Steaua. Alături de Steaua, cele mai multe meciuri disputate de o echipă românească. 30 de meciuri a adunat Rapidul în Cupa României, campionat și Cupa UEFA. Niciun gol primit aici pe teren propriu. Portarul Rapidului, Dănuț Coman, nu a mai primit gol în Giulești din luna mai anul trecut. Avem deja prima schimbare. Se pare că accidentarea lui Diga a fost serioasă. A intrat Vali Negru. Minutul 13. Iată prima modificare în echipa lui Răzvan Lucescu. A intrat Vali Negru, cel care a înscris din penalti în confruntarea de la Berlin. Da, moment neplăcut pentru Răzvan Lucescu. Vali Negru neîncălzit, evident. N-a reușit să preia. Îl văd cu mănușile pregătite. Este frumos afară, dar foarte frig în București. Pe lista de rezerve a Rapidului mai sunt portarul Mincă, Stancu, Vasilache, Perjă, Nae Constantin și Viorel Moldovan. Buga reușește driblingul în fața lui Mahadvichia. Pasă pentru Daniel Niculae. Rezolvă foarte bine acolo Marius Constantin. Acum Bădoi pentru Burdujan, ajuns în dreapta. Se simt foarte bine jucătorii echipei germane. Aproape că pasează cu ochii închiși. O echipă care știe jocul. O echipă foarte legată, Hamburger Sportverein. Misiune teribilă pentru echipa lui Răzvan Lucescu astăzi. De Jong, Vicky. Și acum pasă pentru Takahara. A interceptat Caramian. Greșește Buga. Protejează acolo Van der Vaart. Se demarcă în dreapta Takahara. Rămâne Van der Vaart. În stânga este Barbarez, jucătorul bosniac. Pasă greșită a lui Marius Constantin. Din nou Caramian. Accelerează Buga. Greșește însă atacantul rapidist. A interceptat elvițianul Vicky. Barbarez este golgheterul echipei în Bundesliga. A reușit să înscrie 8 goluri. El este urmat de olandezul Rafael Van der Vaart. Van der Vaart a fost protagonistul unei faze haioase în meciul de campionat cu Stuttgart, când a trimis mingea spre poarta goală. Uitase că portarul se afla în careul advers, încercarea de a forța egalarea. A fost până la urmă 2-0, a pierdut Hamburg. Acum Demel, presat de Daniel Niculae. Da, se vede, joacă giuleștenii cu destulă frică. Le teamă să nu primească gol aici în fața propriilor suporteri. Pasă greșită, câștigă Burdujan, sprintează în centru Daniel Niculae. Burdujan încearcă driblingul, jocul continuă, face semn arbitrul grec. Au greșit din nou germanii. Buga, pasa lui Buga blocată, sunt trei fotbaliști ai Rapidului. Valinegru, acum Caramian, majoritatea acțiunilor rapidiste au plecat din stânga. Un doi între Caramian și Buga, Caramian faultat, cade și arbitrul face semn că mingea trebuie repusă din colțul careului mic, arbitrul grec Vasaras. E greu să cred că
A căzut acolo Caramian fără să aibă vreun motiv. Era o poziție foarte bună pentru centrarea armeanului. Se permite intrarea echipei medicale. Caramian, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Rapidului în acest sezon. Da, un jucător care pune foarte mult suflet. Alergă de încetat 90 de minute. L-am văzut chiar și la înregistrarea imnului echipei. A venit și a cântat cu mult foc, deși nu știa cuvintele foarte bine. Ceva s-a întâmplat, n-am văzut să fi fost atins Caramian. Să nu cumva să fi făcut vreo întindere. Ar fi, iată. Da, nu, nu l-a atins nimeni pe Caramian. Nu l-a atins nimeni pe jucătorul armen. Ar fi o lovitură teribilă pentru Răzvan Lucescu să mai piardă unul dintre titulari. Să facă două schimbări în 17 minute ar fi o adevărată nebunie. Doi mijlocași. Reamintim, Tică deja accidentat, a fost înlocuit cu Vali Negru. Respinge Romeo Stancu spre Burdujan, pressingul lui Burdujan în fața lui Mahadvichea. Vali Negru interceptează, o minge pentru Bădoi. Vali Negru pasă pentru Daniel Niculae. Acesta în luptă cu Dömel. Da, Rapidul aruncă de la margine. Caramian în continuare primește îngrijiri medicale la marginea terenului. Răzvan Lucescu și Pedică părăsind terenul. Răzvan Lucescu își trimite alt jucător la încălzire. Început deloc bun pentru Rapid din acest punct de vedere. Aruncă de la margine Bădoi spre Daniel Niculae. Întâmpinat de doi adversari, câștigă teren ca la rugby. Moment greu pentru Rapid, Caramian se află pe marginea terenului, în continuare primește îngrijiri medicale. Rapidul, numai 10 jucători, iată-l acum pe Bădoi, interceptând un dribbling al lui Bădoi, urmează centrarea în care o respinge Van Buiten. A iuțit ritmul foarte bine Vali Bădoi, acum Marius Constantin schimbă direcția pentru Mugurel Buga, minge pe care a stăpânit-o greu atacantul rapidist. Acum Vali Bădoi din nou pe partea dreaptă. Rapidul în ofensivă, centrare în careu. Respinge Vichy. Ce moment a avut Rapidul. Giuleștiul cântă, Rapid Hamburg 0-0. Atmosferă senzațională. Da, momente bune ale formației antrenate de Răzvan Lucescu. Mă tot uit la Caramian care șchioapătă în continuare pe marginea terenului. Vrea să intre. Să vedem decizia medicilor. Da, este schimbare. Este schimbare, incredibil. Se tăvălește pe jos Artiom Caramian. Ce pierdere pentru Rapid. După Măldărășanu, iată, în primul sfert de oră, Rapidul pierde alți doi jucători. Dică și Caramian se pregătește să intre. Ionut Stancu, l-am văzut la marginea terenului. Incredibil ghinion. E adevărat, este de așteptat ca atunci când ajungi în optimile cupei UEFA să ai nevoie și de rezerve. E nevoie de un lot valoros, atât pe teren cât și pe bancă. Și încă n-a început returul. Trochowski, Dömel. Fotbaliști echipei germane forțat să trimit în spate. Mahadvichea pasează greșit până la Romeo Stancu. Ionut Stancu, cel trimis de curând pe teren, greșește, dar Rapid îl aruncă de la margine. Mingea a ieșit în afara terenului din Mahadvichea, fotbalistul iranian. Și iată, doi jucători scoși pe targă. Nu, dar n-a fost, oricum n-a fost fault la Caramian și s-ar putea să fie ceva destul de grav. Ce lovitură pentru Răzvan Lucescu, în timp Măldărășanu. Acum Dică și Caramian. Misiune mult mai grea pentru echipa giuleșteană. Aruncă de la margine Ionu Stancu. Armeanul să lipsească mai mult timp.
Preluarea excelentă a lui Buga, o intrare prin alunecare a lui Mahadvichea. Fotbalist iranian de mare valoare, minge trecută de Rafael van der Vaart, prinde picioarele unui adversar. Buga încearcă șutul de la distanță, blocat. Rada, Stancu, cei doi Stancu, Romeo și Ionuț au combinat la această fază. Mingea rămâne în teren, protejează acolo Valinegru. Poate fi ziua lui Valinegru, care n-a făcut cel mai bun meci al său în returul cu Herta. Daniel Niculae șutează, primul șut la poartă. Preluare bună făcută de Daniel Niculae, dar șutul n-a fost suficient deplasat pentru a-i pune probleme portarului Ștefan Wachter. Rămâne 0-0, Rapid Hamburg. Răzvan Lucescu trebuie să schimbe mult din felul în care a gândit acest meci, prin cele două accidentări pe care le-a suferit Rapidul în numai 17 minute. Pasă dintr-o bucată, aleargă Van der Vaart, acolo o luptă cu Maftei, intrare prin alunecare și se dă faul pentru Rapid, da. Nemții și-au arătat colții la această fază, a fost o pasă superbă a lui Serghei Barbarez. Revedem șutul lui Daniel Niculae, foarte bună pasa lui Valinegru. Excelentă și preluarea, n-a mai ajuns la minge, venise în întâmpinarea sa Demel. Rapidul se apropie prima din ce mai tare de poartă, da? Asta Rapidului. Imediat și-au arătat și oaspeții colții. A fost Van der Vaart într-un moment delicat pentru poarta lui Coman. Știi că Daniel Niculae în fața lui Mahadvichea rămâne la minge pentru moment. A venit acolo Bulah Ruz, olandezul rezolvă pentru moment, dar pasează greșit până la Buga. Pasa lui Buga spre Burdujan. Rapid mărește ritmul, Valinegru încearcă driblicul, da, a încercat în fața lui Vichy, replica germanilor, pleacă acum, se demarcă, dar este în offside, japonezul Takahara și Hamburg trimite în afara terenului, vor arunca giureștenii spre surprinderea lui Trochowski, fotbalistul german de origine poloneză, aruncă de la margine Bădoi. L-am văzut mai devreme și pe Marius Constantin, are un look interesant, s-a vopsit, are o creastă roșcovană. Da. Iată, nemții demonstrează calitățile pe care le au. Replica Rapidului, intervine și arbitrul Valinegru, pressingul celor de la Hamburg. Marius Constantin încearcă pasa decisivă, nu i-a reușit. 0-0 în continuare, minutul 24, Rapid Hamburg. Răzvan Lucescu și antrenorul Thomas Doll au ieșit la marginea terenului. Meci echilibrat în Giulești, n-au fost multe faze de poartă, dar o partidă cu un ritm bun. La Cruz, elegant în fața lui Daniel Niculae. Demel, întâmpinat de Bădoi, dribbling frumos, avansează Ilvorianul și acum Hamburg încearcă un nou atac tăios. Intervine foarte bine Vasile Maftei. Da, nu este nimeni să primească mingea în jumătatea adversă decât Daniel Niculae, se afla izolat între trei adversari. A apărut bine Vichy acolo în fața lui Burdujan. Daniel Niculae face semnul lui Bădoi. Pasă cu călcăiul, Romeo Stancu pentru Buga, prea tare. Pasa lui Stancu, venise și Ionuț Stancu la susținere acolo. S-a grăbit Romeo Stancu. Demel, portarul Wachter. Rapidiști încearcă un pressing. Daniel Niculae în fața lui Demel. Da, nu este faul. Pentru Rapid. Ivorianul admirator al lui Cassius Clay s-a uitat urât la arbitru de margine. Pentru Buga, această șutul lui Stanco, minge deviată, no! Ce ocazie de pe linia porții. Daniel Niculae intră în careu, respinge Demel. Van der Vaart, acum Hamburg este periculoasă. Apare foarte bine Valinegru. Rămân la minge giuleștenii. Marius Constantin învăluie Bădoi. Primește acum Bădoi, poziție bună de centrare în fața lui Demel. O face, respinge Van Buiten. Din nou Van Buiten a respins. Din nou Bădoi acum încearcă centrarea. Ține o lovitură la colțul terenului. Ce ocazie a avut Ionuț Stancu. Incredibil, încă un jucător al Rapidului căzut pe gazon. Buga. Nu ar fi, prea de tot. Prea de tot, într-adevăr. Mingea se îndrepta spre poarta, spre o zonă a porții la care nu avea cum să ajungă portarul Wachter. A fost acolo Van Buiten și a reușit să respingă. I-a venit foarte bine mingea pentru șutul lui Ionuț Stancu. Tot el execută această lovitură de la colț. Sunt 5 jucători ai Rapidului în careul advers și întreaga echipă germană exact în brațele portarului. Wachter care se grăbește. Barbarez
Pasă pentru Van der Vaart, oprit de Buga. Și Buga se pare că da, nu o să mai poată continua meciul. Ar fi culmea, situație este delicată. Incredibil, este incredibil. Buga este la pământ. Intră din nou echipa medicală a echipei gileștene. Iată reluarea cu șutul Ionuț Stancu. Da, portarul era văzut. Portarul era văzut acolo. Dacă dădea pe sus, dacă ar fi reușit să trimită pe sus. Nu se poate așa ceva. Să sperăm că măcar Buga va reuși să continue această partidă. Minutul 25. Rapidul da, să piardă 3 jucători ar fi un adevărat blestem. Să-i ținem pumnul lui Buga. Este unul dintre golgheterii echipei în Cupa UEFA. Da, 7 goluri marcate de Buga, 7 de Daniel Niculae. Barbares pentru Van der Vaart. Intercetează Ionuț Stancu. Acum Romeo Stancu. Daniel Niculae, din nou Romeo Stancu. O pasă lungă pentru Burdujan. Aleargă acolo și Demel și Burdujan. Respinge Ivorianul. Maftei, sigur în fața lui Takahara. Excelent. Avansează capitanul rapidist. Încearcă o pasă decisivă pentru Burdujan. Păcat, păcat, păcat de felul în care a început această acțiune Vasile Maftei, capitanul Rapidului, la doar 24 de ani. Buga tot nu și-a făcut apariția pe teren. Da, este undeva la marginea suprafeței de joc. Oricum, Rapidul se apropie din ce în ce mai periculos de poarta lui Hamburg. Revine Buga. S-a auzit un oftat de ușurare în tribună. Și chiar aplauze. Barbares a intercept acest balon în Vali Negru, din nou Negru, presat de doi adversari, se luptă rapidistul. Barbares a reușit să intercepteze, dar n-a fost atent. Da, și se aud critici la adresa arbitrului, care nu i-a permis lui Buga să intre decât când mingea s-a îndepărtat din acea zonă. Jucătorii formației germane nu se grăbesc, evident sunt mulțumiți cu un 0-0 aici în Giulești. Chiar și Răzvan Lucescu a spus că n-ar fi rău un 0-0. De Jong a încercat să-și pregătească șutul, combinație cu Van der Vaart, interceptează rapidiștii. Daniel Niculae pleacă pe contraatac pentru Buga. Ajunge atacantul rapidist, dar este blocat repede de Demel. Buga pentru Daniel Niculae. Daniel Niculae în careu, respinge Bulacruz. Bădoi avansează din nou în luptă cu Ivorianul Demel. Stă bine pe picioare fundașul echipei Hamburger Sportverein. Diferența de gabarit și-a spus cuvântul. Iată ce preluare face Van der Vaart, dar a dat cu cotul. Ar putea primi un cartonaș galben. Sau poate nu-l dorim noi prea mult. Foarte bun fotbalist acest jucător crescut de Ajax, Rafael Van der Vaart. L-a vândut Ajax repede la 22 de ani. Pasa lui Rada. A intervenit acolo Vicky. Nu a fost Mahavichia. Și acum Ionuț Stancu. Primite în dreapta, poziție bună de centrare pentru Bădoi. O face exact în centrul careului, dar acolo nu se afla niciun jucător al Rapidului. Se descurcă bine Vali Negru în prima fază, dar greșește, o pasă simplă a interceptat acolo Trohovski. Pasa lui Trohovski pentru atacantul japonez Takahara. Van der Vaart. Barbares. Pasă dintr-o bucată spre Takahara. Intervine Coman, care reține mingea în teren. Ar fi fost corner, dar iată, degajare greșită a lui Dănuț Coman. A trecut o jumătate de oră din această partidă. Primește Van der Vaart în careu. Acolo este Ionuț Rada. Se descurcă bine în fața fundașului rapidist. S-a descurcat bine Ionuț Rada acolo în fața lui Van der Vaart. Dar nemții arată calitățile care au dus în această fază a competiției. Într-adevăr, din ce în ce mai periculoși oaspeții. Aruncă Demel pentru Barbares. Prelungește Takahara. Respinge Ionuț Stancu. Luptă acolo de Jong. A respins Ionuț Rada. Și acum Romeo Stancu poate să declanșeze un contraatac rapid pentru Burdujan. Foarte bine Vicky blochează această incursiune a lui Burdujan.
Ionut Stancu faultează. Faultul lui Ionut Stancu, din nou diferența de gabarit, ce a spus cuvântul la duelul dintre Vichy și Burdujan. Preluarea atacantului japonez, se fluieră Hens și va fi lovitură liberă pentru Rapid. 30 de minute dintr-o partidă în care nemții n-au șutat niciodată spre poarta lui Dănuț Coman, dar au arătat că sunt o echipă foarte, foarte greu de depășit. Iar Rapidul a pierdut doi jucători extrem de importanți, Emil Dică și Artiom Caramian. De Jong, Vichy obligați germanii din nou să trimită în spate, pasa lui Mahadvichia. Barbarez și acum Van der Vaart trimite în centru până la Vichy. A greșit Rohovski, dar n-au reușit să profite jucătorii Rapidului. Demel vine în fața Sabuga, pasă greșită, Marius Constantin prea și se descurcă foarte bine. Câtă siguranță a arătat Marius Constantin în aceste întâlniri cu formațiile germane. Greșește acum și Bulahruz, fundașul olandez își recunoaște greșeala. Aruncare de la margine până la Daniel Niculae, Bătoi este lângă el, foarte bine, iese în centru, dar n-are cu cine juca decât cu Burdujan, acolo trimite. Primește Burdujan la marginea careului, încearcă poziția de șut, șutul lui Burdujan, deviat, portarul căzut. Ar fi putut avea Rapidul și șansă, n-a fost să fie, nu este decât corner. Foarte bine și-a întors adversarul Burdujan, nu i-a reușit șutul însă. Burdujan a marcat în Germania, în acel meci pierdut de Rapid cu Stuttgart. Corner pe care îl execută Ionut Stancu, din nou toți fotbaliștii germani în propria suprafață de pedeapsă. A venit acolo și Maftei, centrare spre colțul lung, acolo este Rada, portarul Wachter. A ieșit foarte sigur Wachter și a îndepărtat pericolul. Tribuna Giuleștiului în picioare. Întreg stadionul cântă, Rapid Hamburger Sportverein 0-0. Un meci foarte greu pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Magda Vichia, presat de Daniel Niculae, Bulahruz și acum Van Buiten. Capitanul lui Hamburger Sportverein găsește pe Vichy în centru, Van der Vaart. O pasă cam tare a olandezului. Da, dar și rapidiștii cam lasă, pasă greșită. Romeo Stancu, faul de cartonaș. Într-adevăr, vede cartonașul galben și Rafael Vichy, fotbalist elvețian, Van Buiten danez, Vichy elvețian, Mahadvichia iranian, De Jong olandez, Barbarez macedonean, Trohovski polonez, Demel din coasta de fil, deci Bulahruz și Van der Vaart alți olandezi, Takahara japonez și portarul Wachter german. Un singur fotbalist de origine germană, dar și Trohovski naturalizat. Pasă pentru Bădoi. Excelentă preluare a lui Trohovski, chiar de el vorbeam. A greșit și el pasa. Gazonul i-a jucat o festă lui Marius Constantin. Takahara, Van der Vaart trimite în dreapta până la De Jong. Poziție de centrare o face spre Barbarez. Rezolvă giuleștenii. Apare Bădoi acolo și iată-l pe Mugurel Buga, a venit în sprijinul defensivei. Romeo Stancu n-a jucat deloc rău. Pasă cu călcâiul la lui Burdujan, fotbalist de doar 21 de ani. Trimite acum spre Daniel Niculae, minge respinsă până la același Burdujan. Șut de la distanță, ce a încercat Burdujan. E bine că are curaj, chiar dacă nu i-a reușit. Nu trebuie să iasă de multe ori. Vichy pentru Demel, presat de Mugurel Buga. Barbarez a respins Romeo Stancu, acum Bulahruz pentru Takahara. Izbire din defensivă oaspeți, o pasă din prima pentru Rafael Van der Vaart. Olandezul nu reușește preluarea, moment delicat, șut pe lângă poarta lui Coman. Și cred că este primul corner al formației germane. Cum se pot găsi fotbaliștii germani, nici nu se uită, nici nu se uită când pasează. Iar acest Rafael Van der Vaart este o adevărată încântare. Pe mine, să știi că m-a impresionat acest Barbarez la 35 de ani. Van der Vaart, o pasă în care pentru Barbarez.
Iată-l din nou pe Bozdiac, respinge Maftei. Și acum Buga pentru Ionuț Stancu. Din ce moment a trecut defensiva Rapidului? Rapidul încearcă un contraatac acum, Daniel Niculae. Păcat, a fost repede încolțit de adversari. Nu a avut nici cu cine să combine. Acum oaspeții din nou în ofensivă prin Demel. Se joacă de la o poartă la alta. Demel încolțit de doi adversari. Rezolvă Bădoi, excelent, se descurcă acolo Bădoi și Marius Constantin. Demel nici nu a mai avut curaj să-i atace. Van Buiten, sigur pe el, pasează pe dreapta pentru Magda Vichia. Iranianul sprintează de Ionc. Acolo se află Rada și Romeo Stancu. Interceptează Romeo Stancu pentru Burdujan. Hai acum, poate avem posibilitatea unui atac rapid. Burdujan pentru Mugurel Buga, izolat în stânga și atacat foarte tare de Bula Cruz. Foarte dur acest apărător. Este genul olandez de intrare care poate produce accidentări fără ca arbitrul să acorde cartonaș galben. A fost o intrare la intimidare. Da, exact. Și la minge, dar și la picioarele adversarului. Nu știu dacă a făcut-o intenționat, dar la astfel de faze arbitrul nu poate da mai mult decât fault. Buga, cel mai încercat jucător al Rapidului, iată din nou reluarea. Nu este nici măcar fault, aruncare de la margine. Romeo Stancu prelungește cu capul până la Daniel Niculae, dar plecase de acolo atacantul Rapidului. Minge ajunge totuși la el, încearcă un șut din întoarcere. Cred că se cam grăbesc fotbaliștii Rapidului când ajung în astfel de faze. Răzvan Lucescu încearcă să-i calmeze la marginea terenului. Le-a fost destul de greu în aceste prime 40 de minute să găsească soluții, să se apropie de poarta adversă și au încercat soluții disperate, au tras de la distanță. Nu întotdeauna execuțiile lor au fost fericite. Acum Takahara, foarte tehnic japonezul, o pasă și mingea a ajuns în afara terenului de joc, aruncă Vali Bădoi. Da, dar nu de acolo, ci câțiva metri mai în spate. Bădoi și Buga sunt singurii jucători ai Rapidului care au fost prezenți în toate cele 30 de meciuri disputate de Rapid în acest sezon, în campionat, cupă și cupa UEFA. Măldărășanu ar fi prins și el al cel de-al 30-lea meci, dar accidentarea îl va ține departe de gazon 6 luni, 30 de meciuri disputate până acum și n-a început returul. Marius Constantin s-a complicat acolo în fața japonezului Takahara. Protejează bine la limita faultului și îl obligă pe Trohovski să trimită în afara terenului. Tot Bădoi aruncă de la margine, foarte bine ținuți fotbaliștii Rapidului și Bădoi obligat să-i paseze lui Maftei în spate. Ionuț Rada. Bună pasa pentru Daniel Niculae, dar se întoarce spre centru. E, iată, s-a uitat și Daniel Niculae cu coada ochiului, l-a văzut pe Bădoi, în poziție bună, pasa lui Bădoi spre Buga. Mingea rămâne în posesia fotbaliștilor de la Rapid pentru moment, întrucât arbitrul a fluierat un fault al lui Buga la Van Buiten. E adevărat, fundașul belgian s-a dus hotărât în fața lui Buga. Buga a ridicat piciorul și s-a dat lovitură liberă pentru Hamburg. Iată reluarea. Mai mult din inerție s-a dus Buga, dar cu genunchiul, e adevărat. Bine că a pus mâna, că altfel accidentarea putea fi mult mai gravă. 0-0, Rapid Hamburg, cu 5 minute înainte de finalul primei reprize. Rapidul reușește să scape în continuare fără gol, dar într-un meci în care oaspeții n-au avut nici măcar o ocazie. Nici Rapidul n-a avut mai mult de două. Să nu uităm șutul lui Ionuț Stancu, în care portarul Factor era bătut, iar mingea a fost respinsă din fața porții de cel acum, care este acum pe gazon, Daniel Van Buiten, fotbalist de 28 de ani, care a trecut și prin Franța, pe la Olympique Marseille. De altfel, Zinedine Zidane este fotbalistul său preferat. Cred că accidentarea este destul de serioasă. Să nu uităm că meciul care i-a plăcut cel mai mult a fost România-Argentina de la Cupa Mondială din 94. Este meciul pe care l-am visat de multe ori, spune Van Buiten. Hagi este un fotbalist senzațional.
Iată-l pe Daniel Van Buiten, în efortul să se ridice. Se va prelungi mult această primă repriză. Cu siguranță au fost trei accidentări cu aceasta, care au determinat intrarea pe teren a echipei medicale. Va cu genunchiul, l-a lovit în ficat. El era deja în alergare, la fel ca și Buga. Îl văd pe Buga, care a prins și meciul Rapid Liverpool de aici din Giulești, câștigat de englezi, în scurta perioadă pe care a mai petrecut-o la Rapid înainte de a reveni. Patru oameni au încercat să ridice pe Daniel Van Buiten. Se resimte capitanul lui Hamburger Sportverein. A refuzat targa. Da, acum chiar nu și-au rost fluierătorile. N-a fost un joc dur, deși Rapidul în minutul 17 a făcut două schimbări în urma unor accidentări. Nu cred că Buga a vrut să-l lovească. Oricum, în ciuda gabaritului impresionant, fundașul belgian a resimțit din plin contactul cu Buga. S-a reluat jocul. 4 minute până la finalul primei reprize. Rapid și Hamburg la egalitate. Din defensiva germană lipsește omul numărul 1, belgianul Van Buiten, care încă primește îngrijiri pe marginea terenului. Cu siguranță vrea să continue această partidă. Pressingul lui Daniel Niculae. Mingea rămâne însă în posesia fotbaliștilor germani. Van der Vaart caută un coechipier de marcat, preferă o pasă simplă în stânga până la Trochowski. Demel așteaptă jucătorii lui Hamburg reintrarea lui Van Buiten. Cred că va reveni pe gazon. Discută cu medicul formației germane. Acum Ionuț Rada, în stânga este Stancu. Pasă lungă, la bătaie pentru Bunga, șanse minime în fața fundașilor germani, dar și a portarului Stefan Wachter. Van Buiten e gata de luptă. Da, se gândește probabil că mai sunt puține minute până la pauză și la pauză va lua o decizie. Valinegru în dreapta pentru Bădoi. Așteaptă Burdujan, Bădoi de unul singur, a încercat să intre printre doi adversari. A fost blocat de Vicky. Reintră Daniel Van Buiten, capitanul Hamburger Sportverein. Greu în continuare, foarte greu acest meci pe care l-are Rapid cu Hamburg. Deși este o echipă care a ajuns până aici, reamintesc, plecând din Cupa UEFA Intertoto. O primă repriză cu fotbal bun în Giulești. 0-0. Rapid Hamburger Sportverein. Mai avem un minut până la pauză. Van der Vaart repede pe dreapta pentru Magda Vichia. Chico Hertha a fost 0-0 la pauză și s-a terminat 2-0 la final. La Cruz a fost nevoit să paseze propriul portar. A blocat acolo Daniel Niculae. Acum a respins Romeo Stancu. Takahara luptă cu Negru. Periculos acest fotbalist japonez, care vă spuneam a evoluat și la Boca Juniors. Îl vom vedea cu siguranță la campionatul mondial. Și pe el fotbaliștii olandezi. 4 minute de prelungire se arată de la margine. A respins Van Buiten până la Vicky. Excelent, Bădoi, n-a ajuns la minge Burdujan. Balon trimis la întâmplare de Van Buiten. Germania așteaptă finalul acestei prime reprize, de care ne mai despart minutele de prelungire, cele 4. Hamburg n-a avut nicio ocazie la poarta lui Dănuț Coman, nici Rapidul nu se poate lăuda cu mai mult de două. Una dintre ele chiar Daniel Niculae, acum la balon. N-a reușit să treacă de Trochowski. Bădoi ținut de Van der Vaart. Da, iată, a văzut arbitrul grec. Aici a apreciat corect arbitrul grec Kiros Fasaras. Van der Vaart nemulțumit de decizia arbitrului. Bădoi. Takahara la un pas de a intercepta acest balon. Vasile Maftei. Pe stânga pentru Ionuț Stancu, cel care l-a înlocuit pe armeanul Caramian. Accidentat Buga. Un dribling frumos.
nevoie să se întoarcă. Daniel Niculae în dreapta așteaptă Bădoi. Daniel Niculae șută la distanță și e... Gol Rapido! Ce șut a prins Daniel Niculae! Cu două minute înainte de finalul prelungirilor. Am spus că nu trebuie să intre de multe ori. Ce șut a prins Daniel Niculae, fabulos! Iată reluarea unui gol absolut fantastic! Cred că sunt 35 de metri. Exact lângă bară, incredibil! Toată lumea aștepta o pasă către Bădoi, aflat în poziție foarte bună în partea dreaptă. Rapidul nu se desminte. În fiecare partidă jucată până acum în Cupa UEFA a marcat. A făcut-o și acum, când nu se putea mai bine. Cu un minut, două înainte de finalul prelungirilor. Incredibil, incredibil șutul lui Daniel Niculae. Gol Daniel Niculae, Rapidul conduce cu 1-0. Parcă ne-a mai venit inima la loc. Au fost momente în care Hamburg... s-a dovedit de neclintit. Aveam senzația că nu ne putem apropia de poarta lui Wachter. Iată că a făcut-o Daniel Niculae cu un șut de la distanță. 1-0 pentru Rapid. Ce șut a prins Daniel Niculae. O minunăție de gol. Rar l-am văzut pe Daniel Niculae să înscrie din afara careului. Da, pe de la 30 de metri. Cel puțin 30 de metri erau. Ce culoare a prins Daniel Niculae. Toată lumea s-a așteptat ca Daniel Niculae să paseze, da. Este clar, și portarul Wachter a intuit foarte bine această situație. Daniel Niculae a șutat prin surprindere și iată că Rapidul conduce cu 1-0. O echipă multinacională, o echipă din care fac parte vedete precum Van der Vaart sau Bula Cruz sau acest Daniel Van Buiten. Iată-l pe capitanul lui Hamburg acum la minge. O pasă lungă, respinge Vasile Maftei. A fost fiesta în Giulești. Ar mai fi vreo 20 de secunde din cele 4 minute de prelungiri. Mingea rămâne în teren, ajunge la Burdujan. Acum Stancu pentru Buga. Resping greșit fotbaliștii germani. Da, este fluierul de final al primei reprize. Este fluierul de final al primei părți pe care Rapidul o încheie în avantaj după un gol magnific. Iată reluarea. No, sunt 35 de metri, cel puțin. Cel puțin 35 de metri distanța de la care Daniel Niculae a marcat un gol absolut fabulos. Parcă am vrea să vedem la nesfârșit aceste reluări. Un gol fantastic reușit de Daniel Niculae, 8 goluri marcate de atacantul Rapidului în actuala ediție a Cupei UEFA. Din nou în Giulești, stimați telespectatori, înainte de startul celei de-a doua reprize, Rapidul conduce cu 1-0 după un gol fabulos marcat de Daniel Niculae. Iată moment în care Hamburg face două schimbări, intră cu numărul 16 Klingbeil și cu numărul 19 Kukovic. Două schimbări făcute de antrenorul Thomas Doll. Noi revedem golul magnific reușit de Daniel Niculae în ultimul minut al primei reprize. Un gol superb reușit de Daniel Niculae, Rapidul conduce cu 1-0 și iată a început repriza secundă. 1-0 pentru Rapid, gol Daniel Niculae, a fost o adevărată explozie de bucurie aici în Giulești. Am văzut confeti în capul lui Daniel Niculae, îmbrățișat, aproape sufocat de coechipieri. 1-0 pentru Rapid într-un duel cu echipă strașnică, Hamburger Sportverein. Marius Constantin pentru Burdujan, a respins Bula Cruz și acum elvețianul Vicky trimite lui Wachter. Suporterii Rapidului sunt în picioare. Au venit fanii giuleștenilor de la Zalău, Fălticeni, Sibiu, Focșani, Hunedoara, Brașov. Este un banner. Ardelenii s-au întors cum au promis. Un banner care data trecută scria: ne revedem pe 9 martie. Așteptând calificarea Rapidului în meciul cu Hertha. Le-a ieșit.
Atacă acum fotbaliștii germani, să le spunem totuși germani, chiar dacă sunt foarte puțini. Mahavichia, pe partea dreaptă, primește Klingbeil. Cel trimis pe teren, au ieșit Trochowski și Barbarez. Sunt deja mai mulți germani în 11-le din repriza secundă al formației germane. Suporterii Rapidului cântă, giuleștenii au marcat în fiecare partidă disputată până acum în Cupa UEFA, este a 13-a. Rămân în continuare fără gol primit aici în Giulești, în actuala ediție. Degajează portarul Coman, germanii n-au avut nicio ocazie în această partidă, sperăm să nici nu aibă. Returul este programat săptămâna viitoare la Hamburg, pasa lui Buga pentru Daniel Niculae. Gata, gata să intercepteze Daniel Niculae această minge în fața lui Van Buiten. Van der Vaart, Demel. Se dă fault. Reamintim, Răzvan Lucescu a fost obligat să facă două schimbări în primele 17 minute. Accidentați Caramian și Dica au fost înlocuiți cu Ionut Stancu și Vali Negru. Pe banca de rezerve mai sunt Vasilache, Perje, Nae Constantin, Viorel Moldovan și portarul Mincă. Lovitură liberă acum pentru Hamburg, execută Van der Vaart. Ce pericol la poarta lui Coman. Fotbaliștii germani nu s-au înțeles cu Kukovic. S-a trezit cu mingea în fața porții. N-a știut ce să facă cu ea și din fericire pentru noi a trimis pe lângă poartă. Erau trei fotbaliști germani acolo spre colțul lung. Scăpați din marcaj. Răzvan Lucescu iese la marginea terenului și discută cu Ionut Stancu. Cei care au intrat pe teren, Stancu și Vali Negru, s-au integrat perfect în jocul Rapidului. Din punctul ăsta de vedere, giuleștenii au avut noroc, în ciuda ghinionului, de a pierde doi jucători în 17 minute. Nu dați seama, Cosmin, în această repriză secundă, în primele minute, am văzut un Hamburg mult mai ofensiv, mult mai decis să ajungă la poarta lui Coman. Este clar că oaspeților nu le priește acest rezultat, nici ca orgoliu, nici ca moral. Iată pe Van der Vaart, atacat Vicky și faultat de Daniel Niculae. Sigur, asta ar însemna, Sorin, să se și deschidă, iar Rapidul ar putea specula. În toate meciurile europene ale Rapidului transmise de Antena 1 au înscris Buga și Daniel Niculae. Daniel Niculae a înscris și în acest meci. Să sperăm că și Buga va reuși să-și facă norma. Rada în luptă cu Van der Vaart, o pasă cu călcâiul la olandezului. Ce acțiune a inițiat olandezul Rafael Van der Vaart. Și iată, da, cred că este al doilea corner al germanilor. Rapidul acum cu întreaga echipă în suprafața de pedeapsă. Burdujan este la margine și îl ține pe Mahavichia. Execută Rafael Van der Vaart, cel care execută toate loviturile fixe. Atunci când Hamburg beneficiază de el, reține portarul Dăruț Coman, dar a fost și faultat și va fi lovitură liberă pentru Rapid. Spuneam, Răzvan Lucescu nu-și permite luxul de a face schimbări tactice, nu mai are decât o modificare la dispoziție. E adevărat, și Hamburg este în aceeași situație, dar germanii au făcut două schimbări după golul primit în ultimul minut al primei reprize. Din nou Van der Vaart încearcă pasa decisivă spre japonezul Takahara. Vali Negru, Daniel Niculae în propria jumătate de teren, acum Bădoi, întâmpinat de Van der Vaart, încearcă o combinație cu Daniel Niculae, mai bine plasat a fost Demel. Pasă greșită, Romeo Stancu, pasă greșită și a lui. Mingea în posesia olandezilor. Ionut Stancu nu reușește să câștige, învăluie Klingbeil. Mahavichia venit în centru. Păcat că Ionut Rada n-a reușit să degajeze ca lumea de acolo. Centrarea iranianului spre colțul lung, acolo este Takahara. Au scăpat cu bine din nou giuleștenii. Momente grele, va fi o repriză secundă extrem de grea. Culmea, datorită golului marcat de Daniel Niculae, dar repet, poate că Hamburg ar putea fi surprinsă. Mahavichia, fundaș dreapta, a început această partidă, acum în repriza secundă la mijloc. Schimbări făcute de antrenorul Thomas Doll, un antrenor care luna viitoare va împlini 40 de ani. Excelență, descurcă Bădoi. Vali Negru, pasa lui Vali Negru spre Buga. Să vedem Buga. N-ajunge, a protejat acolo Klingbeil. Daniel Niculae, al 8-lea gol marcat în actuala ediție a Cupei UEFA,
Mai multe goluri a marcat în Cupa UEFA decât în campionat Daniel Niculae. Au trecut deja 5 minute în această repriză secundă. Rapid conduce cu 1-0. Într-un meci foarte greu cu Hamburger Sportverein, Van der Waal, Magda Vichia. Blocat de Ionu Stancu, respinge mijlocașul rapidist. La Cruz încearcă rapidiștii să stopeze acest atac al oaspeților. Demel arunc o minge de la Van der Waal. E acolo dacă ar câștiga rapid o minge. Van der Waal, Vicky, De Jong, Van der Waal pe stânga pentru Demel. Încearcă să avanseze ivorianul. Da, se dă faul. Se dă faul. Van der Waal n-a mai jucat la Hamburg de anul trecut. N-a jucat decât două meciuri în campionat cu Stuttgart și cu Bayern. A fost o lungă perioadă de timp accidentat și a revenit exact la meciul cu Thun. Dar a fost rezervă. Din nou lovitură liberă. Centrarea lui Van der Waal. Minge trimisă cu capul spre colțul lung. Poate cea mai mare ocazie a fotbaliștilor germani. Să le spunem așa, chiar dacă a trimis cu capul japonezul Naohiro Takahara. Se aud și fanii germani, au fost repede acoperiți de imnul suporterilor gileșteni. Întreg stadionul cântă, Rapidul conduce cu 1-0. Leargă pentru acest balon Buga și Ionu Stancu. Coman le cere scuze colegilor pentru această decajare. Sunt mingi pierdute prea ușor. Fiecare fază contează. Rapidul și-a făcut norma de a înscrie în fiecare partidă. Să sperăm că își face norma și în defensivă și nu va primi gol nici de această dată. 3 ani de când Rapidul n-a mai primit gol în cupele europene. Ultima dată a marcat aici Vitesse Arnhem, un gol prin care a eliminat Rapidul, deși în Olanda giuleștenii reușiseră un 1-1. E 1-0, minutul 9 al reprizei secunde. Degajarea lui Maftei spre Buga dintr-o bucată a încercat pentru Daniel Niculae. Rada pentru același Daniel Niculae. Valinegru, Bădoi. Iată ce vă spuneam, aceste mingi pierdute prea ușor. Golgheterul Barbarez a fost înlocuit. Da, este faultul japonezului Takahara. Momente de respiro pentru defensiva giuleșteană. E adevărat, acum fotbaliștii Rapidului se duc cu toți în careul advers ca la un corner. Bădoi execută lovitura liberă la marginea careului. Sunt și Maftei și Ionuț Rada. Minge respinsă greșit. Aleargă Maftei acolo. Să vedem sprintul fundașului giuleștean prin alunecare. Iese și trimite foarte riscant în centru. E adevărat, îl văzuse pe Ionuț Stancu, dar o minge pierdută acolo putea însemna pericol mare pentru poarta lui Coman. Pasă lungă a lui Marius Constantin, dar într-o zonă unde nu se afla niciun coechipier. Foarte bine apare Rada. Primite în centru, dar tocmai plecase de acolo un metru Burdujanu. Daniel Niculae, autorul golului, prin alunecare pentru Bădoi. Dribblingul lui Bădoi și un fault. Un fault urât pentru care arbitrul arată cartonaș galben. A fost De Jong, cartonaș galben pentru mijlocașul olandez. Lovitură liberă pentru formația giuleșteană. Mult mai multă atenție acordă rapidiștii acestor faze fixe. Sigur, sunt faze care pot face diferența. Iată faultul. Au preferat să execute scurt. Pasă surprinzătoarea lui Buga. Nu s-a demarcat la timp Romeo Stancu. Mingea revine la Buga. Din nou pasă pentru același Romeo Stancu. Bădoi reușește dribblingul în fața lui Van der Waal. Buga. Rapidul aruncă de la margine. 10 minute au trecut din repriza secundă. Rapidul în continuare în avantaj după golul marcat de Daniel Niculae. Valinegru.
Ionu Stancu pentru Burdujan. Stau bine oaspeții în defensivă. Rapidul a scăpat cu bine din furtuna, de furtuna declanșată în primele minute de oaspeți. Acum Burdujan o pasă pentru Romeo Stancu la marginea careului. Respinge De Jong. A interceptat Bădoi. Acum Vali Negru. Din nou Bădoi. Rapidiștii în ofensivă încearcă să țină mingea cât mai departe de poarta lui Coman. Sunt momente în care giuleștenii dau dovadă și de foarte mult calm, lucruri care contează. Păcat de acel dribling al lui Burdujan. Buga pe tot terenul. Nu va fi însă decât o repunere din colțul careului mic. Este 1-0 în continuare. Gazeta Sporturilor pregătește mâine o ediție cu totul specială dedicată celor două meciuri de astăzi. Să nu uităm, Steaua întâlnește la ora 19 pe Betis Sevilla. Hens, da, Hens lui Van der Vaart. Acum trebuie speculat acest moment. Pasă pentru Daniel Niculae. N-are cu cine juca însă. Autorul golului era în stânga sa Burdujan. Van der Vaart, dribling. Jocul continuă, face semn arbitrul grec. Bădoi, poziție bună de centrare în care este Burdujan. Minge trimisă pe jos, exact în piciorul lui Van Buiten. Pasă greșită a capitanului belgian al lui Hamburg. Se complică acolo Ionut Stancu și faultează. N-a știut ce să facă cu mingea. De Jong, de Mel. Și acum din nou olandezul. Hamburg încearcă să desfacă apărarea rapidistă. Ai noștri stau bine în jumătatea proprie. Din nou De Jong, de Mel. Respinge Maftei. Acum îl ajută și Marius Constantin. Da, avantajul s-a de arbitru. Acolo corect, în preajma careului rapidist. Dar nu reușim să trimită mingea în jumătatea adversă. Intervine din nou și arbitrul. Magdavichia sprintează spre calul rapidist. Magdavichia în dreapta are un coechipier demarcat, dar respinge această acțiune Ionu Zdrada. Excelent a jucat Ionu Zdrada în defensivă. Nu este offside. O pasă care a surprins defensiva rapidului. Din fericire, mingea este în afara terenului. În ciuda eforturilor depuse de atacantul japonez, rămâne Rapid Hamburg 1-0. Suporterii simt momentele grele prin care trece Rapidul, evident, în fața unei echipe extrem de puternice. Dar aici, în Giulești, nimeni n-a reușit măcar să înscrie. Greșesc și fotbaliștii lui Hamburg. Și Thomas Doll și Răzvan Lucescu sunt la marginea terenului. Crește tensiunea, evident, odată cu trecerea timpului. Miza este uriașă. Să vedem dacă ajunge Burdujan la această minge. Demel lasă balonul să cadă. Trimite riscant portarului Wachter. Dar rezolvă în cele din urmă germanii această fază. Mahavikia. Foarte bun acest fotbalist iranian. N-ajunge oricine la Hamburg. A ajuns însă un fotbalist de origine română. Am aflat înainte de începutul acestei partide. Singurul român care are în palmares un titlu mondial a jucat la Hamburg. Iup Pospai. Român născut la Lugoj, dar care a plecat la începutul anilor 40 în Germania. Naturalizat, a câștigat campionatul mondial cu naționala Germaniei, dar a jucat la Hamburg. Minge pierdută ușor de germani. No, face semn arbitrul grec. Jocul poate continua. Buga a căzut acolo. Mai avem 30 de minute de mare luptă aici în Giulești. Rapidul conduce cu 1-0 pe Hamburger Sportverein. Un meci teribil. Meci teribil și atmosferă incendiară în stadionul Giulești. Stadion care nu s-a mai întâlnit cu atâtea meciuri într-o singură ediție a unei cupe europene. Minge ajunge cu șanse la Buga. Burdujan, nu știu dacă a încercat să trimită direct pe poartă, l-a văzut pe portar ieșit undeva la 6 metri. Pierd din nou germanii, preluarea lui Bădoi. Mingea rămâne în teren, no, pentru moment a alunecat acolo, cred, Bădoi. Se grăbesc fotbaliștii germani, rapidiști încearcă pressing-ul și bine fac pentru că îi țin pe jucătorii lui Hamburg în propria lor jumătate de teren.
Van der Vaart rămâne în picioare. De Jong. Un dribbling frumos în fața lui Valinegru. Van der Vaart, ce execuție. Magdavichia, pericol la poarta lui Coman. Respinge Vasile Maftei. Ce acțiune au reușit oaspeții. Vă dați seama ce, ce meci o așteaptă pe Rapid la Hamburg. Rafael Van der Vaart trage bine la distanță. Acum încearcă să intre de un singur printre apărătorii rapidiști. Din nou Maftei, imperial în fața lui Takahara. Da, se dă corner până la urmă. Din păcate se înmulțesc acțiunile periculoase la poarta lui Dănuț Coma, dar fotbaliștii lui Hamburg încă n-au șutat periculos pe poartă. Dar și-au arătat calitățile cât de bine s-au descurcat pe spațiu scurt. Da, se dă fault aici. Arbitrul grec atent la aceste faze. Maftei face semn că a fost lovit cu cotul. Scapă din nou Rapidul, minutul 17 al reprizei secunde. Rapid conduce pe Hamburg cu 1-0. Cântă fără întrerupere suporterii Rapidului, simțind momentul greu prin care trece echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Excelent, s-a descurcat acolo Romeo Stancu. Daniel Niculae pasă pentru Romeo Stancu. Încă un dribling, revine Daniel Niculae. Încearcă oare un nou șut, nu îl deschide pe Bădoi în dreapta. Bădoi, poziție bună de centrare. O face la semi-înălțime spre Burdujan. Vine Ionuț Stancu. A ezitat să intre acolo pentru că intrase prin alunecare Mahadvichea. Replica fotbaliștilor germani. Intervine acolo Rada și apoi Valinegru. Excelentă, excelentă intervenția lui Valinegru. Un meci pe contre. Ce frumos a curs acțiunea Rapidului. Mingea se îndrepta spre un volea al lui Burdujan. Rapidiștii încearcă să iasă la offside. Da, nu trebuie lăsat să construiască jucătorii lui Hamburg. S-a văzut cât sunt de periculoși. Ionuț Rada, fără greșeală în acest meci, a trimis mingea în jumătatea adversă. Vicky și acum din nou Van Buiten pe stânga pentru acest neobosit Donel. De Jong, tot mai periculos și oaspeții. Da, pasează, așa cum spuneai tu, Sorin, enervant de bine. Magdavichia încolțit de trei adversari. O pasă acum, respinge din nou Vasile Maftei. Da, se dă fault, a fost împins capitanul Rapidului. Vor avea o sarcină foarte, foarte grea fundașii Rapidului în meciul retur. Tocmai de aceea e bine să apere acest avantaj minim pe care îl au după golul marcat de Daniel Niculae și de ce nu să-și mărească avantajul pentru că se poate. Minutul 19. Ce afacere a făcut Hamburger Sportverein cu acest Rafael Van der Vaart, 6 milioane de euro și ce jucător și-a cumpărat. Un adevărat magician. A reușit câteva driblinguri de mare finețe. Acum Ionuț Stancu, atacat de Van der Vaart, rămâne în picioare jucătorul Rapidului. Trece și de al doilea adversar, dar nu obține nimic. N-a mai putut să mai continue cursa, n-a mai avut suflu. Da, cred că ar fi fost mai inspirat o combinație cu Buga. S-a alergat foarte mult. Va conta și condiția fizică. Reamintim, Rapidul a făcut două schimbări în primele 17 minute. Van der Vaart, întâmpinat de Romeo Stancu. Ce sarcină are Romeo Stancu. Ridică mingea pentru fotbalistul japonez, pentru atacantul japonez. Ieșire excelentă din poarta lui Coman. Da. Un capitol la care Coman stă foarte bine. Pasa lui Bădoi. Acolo sunt Daniel Niculae și Burdujan. O greșeală putea fi fatală. N-au greșit însă. Nu sunt lăsați să combine. Să vedem dacă se dă. Da, se dă. Se dă lovitură liberă. A fost talpa lui Ionuț Stancu. Mult mai prezentă în joc vedetele lui Hamburger Sportverein în această repriză secundă. Mult mai mult trece mingea pe la Van der Vaart și pe la De Jong. Acum o pasă pentru Dömel. L-a avut în față pe Bădoi. Se luptă acolo și Marius Constantin. Rapidiștii se strâng în preajma propriului careu. A venit și Burdujan. S-a retras și Burdujan, da. Magdavichia, o pasă blocată de Romeo Stancu. Aplauze din tribună, dar nimeni nu are timp să se felicite.
Hamburg, continuă ofensiva Vicky De Jong în stânga pentru Demel, practic oaspeții atacă cu toată echipa. Da, dar iată unde au ajuns cu mingea. O minge furată acolo. Gulahuruz, greu de păcălit, fundașul olandez. Bădoi trimite în afara terenului din fața lui Demel. Hamburg atacă și cu fundașii. De Jong o pasă în careu, este din nou Coman, nu reține. Abia acum portarul rapidist reușește să prindă acest balon. A cam riscat acolo Coman, a ieșit bine până la urmă. O greșeală acum a lui Dani Coman. E a treia degajare greșită a lui Dănuț Coman. Rezolvă Valinegru. Iar a fost o intrare foarte tare și se va mai da un cartonaș galben dacă rolul De Jong e roșu. Este cartonaș roșu. De Jong eliminat. Suporterii Rapidului se bucură ca la un gol. De Jong eliminat. Să sperăm că Valinegru, în schimb, nu este accidentat grav. De Jong primește al doilea cartonaș galben și, poate foarte important, va lipsi la meciul retur. Minutul 22, o jumătate de repriză. Rapidul în superioritate numerică, dacă nu se întâmplă ceva nefericit. Da, și a revenit Valinegru. Iată reluarea fazei pentru care olandezul a văzut al doilea cartonaș galben. Da, a intrat cu talpa după ce nu i-a reușit stopul. O greșeală ca unui amator, un fault la mijlocul terenului pentru fotbalistul adus în această iarnă de la Ajax Amsterdam. Se așteaptă părăsirea terenului de către De Jong. Iată că Rapidul are și șansă după ghinionul startului de meci în care Răzvan Lucescu a trebuit să facă două schimbări. Rapidul are o șansă incredibilă în acest moment. Are 1-0 și superioritate numerică. Jumătate de repriză. Să sperăm că va mai reuși să înscrie. E foarte important momentul. Trebuie să-l gestioneze cu mare atenție. Rapidul a avut superioritate numerică și la Berlin. Chiar doi jucători ai Hertha au fost eliminați adevărat, unul pe final. Dar Rapidul conducea atunci cu 1-0 și era suficient. Rapidul ar trebui să mai înscrie o dată. Ar fi ceva incredibil. Este 1-0, Rapid Hamburg, minutul 24, oaspeții joacă în inferioritate numerică și antrenorul Thomas Doll a făcut două schimbări la începutul acestei reprize secunde. Mai pregătește una. Clar, oaspeții și-au pierdut răbdarea. Riscă foarte mult. Nu se așteptau să primească acel gol în finalul primei reprize. Nu se așteptau să întâlnească o echipă atât de îndârjită. Și iată-l pe Vali Bădoi reușind să respingă acest balon. Nouă aspeție în ofensivă. Van der Vaart, De Mel în stânga, presat de doi adversari, se descurcă. Urmează centrala lui Van der Vaart, respinge Vasile Maftei foarte bine. Acum Marius Constantin. Să sperăm că Rapidul va reuși să plece pe contraatac. Valinegru întârzie pasa. N-avea cu cine, să știi. Încearcă acum. Minge pentru Burdujan. Este și portarul oaspeților și respinge cu capul. Van Buiten primite. Maftei ratează intercepția. Ionu Stancu acum. În stânga este demarcat Buga. Primește Rada. Rapidul nu se grăbește. Trebuie să fie foarte atenți. Jucătorii lui Hamburg încă sunt năuciți după eliminarea lui De Jong. Antrenorul Thomas Doll se pregătește să facă o schimbare. E adevărat, nu are multe variante. Îl văd pe marginea terenului pe Alexander Lass. Ar fi ultima schimbare a celor de la Hamburg. Acum jucătorii lui Hamburg s-au retras. Este și normal. Le e foarte greu cu un om mai puțin pe teren. Aici în Giulești se poate să facă ceva. Minge lăsată de Daniel Nicolae. Valinegru și-a prelungit prea mult această minge. Valinegru, jocul continuu, a fost în contact acolo cu iranianul Mahadvichea. Van der Vaart rămâne la minge. Greu, foarte greu de deposedat acest excelent jucător care este Rafael Van der Vaart. Van Buiten presat. Mingea ajunge la portarul oaspeților. Acum aleargă și Buga.
Rapidiștii în pressing, moment de prielnic, interceptează Ionu Stancu, Mugurel Buga pentru Burdujan, a respins foarte bine vețianul Vicky. Ce moment a avut Rapidul. Da, se dă fault aici, nu, aici nu trebuia să dea fault. Aici nu trebuia să dea fault, se face schimbare și iată un moment interesant la Rapid, debutează Viorel Moldovan. Ambii antrenori riscă acum în minutul 26, deci practic 20 de minute. Rapid și Hamburg vor juca în aceste alcătuiri. A intrat Viorel Moldovan, 1-0 pentru Rapid. Iată-l pe Moldovan încercând să intercepteze un balon. Poate fi decisivă experiența atacantului rapidist în acest final de repriză incandescent în Gilești. Rapidul conduce cu 1-0, Hamburger Sport Verein. Am avut un moment de speranță, am crezut că antrenorul Thomas Doll îl va înlocui pe Rafael van der Vaart. L-a chemat doar ca să-i dea câteva indicații. Am fi vrut noi. Răzvan Lucescu n-a riscat însă prea mult, am crezut că va forța, dar riscul era prea mare, l-a scos pe Burdujan. Van der Vaart deschide jocul în partea dreaptă, pune la Klingbeil. Centrare în careu, Maftei nu respinge bine, dar mingea este îndepărtată pentru moment, a greșit acolo și Buga. Experiența lui Viorel Moldovan ar putea fi determinantă, Buga așteaptă momentul pentru a găsi un coechipier de marcat. Aproape toată echipa Rapidului era undeva în apropierea careului. Van der Vaart, un adevărat diavol acest olandez. E fotbalist, n-are el nicio vină. Demel, oaspeții în ofensivă sunt mult mai periculoși de când a fost eliminat de Young. Takahara, îmi cer scuze, a fost Magda Vichia. Acum a respins Ionu Stancu, nou iranianul la balon, Magda Vichia. Van der Vaart combine oaspet în preajma careului nostru. Van der Vaart se întoarce cu mingea, șut pe lângă poarta lui Dani Coman. Nu e bine. Eleganță controlează acest balon. Nu e bine ce se întâmplă. Un om mai puțin pe teren, Hamburg rămâne la fel de periculoasă. Incredibil acest Rafael van der Vaart. Da, nu mai găsim minge. Cuvinte. Nici nu se uită la minge. Presim că mai scapă o dată Rapid, Sorin. Să vedem dacă în ultimul sfert de oră cât a mai rămas, 17 minute până la finalul jocului. Maftei, excepțional la această intrare prin alunecare. Bădoi. Da, s-a încurcat acolo Dănuț Coman și Buga venit în sprijinul defensivei. Și o altă minge pierdută prea ușor. Magda Vichia încearcă mereu să găsească un coechipier de marcat. Daniel Niculae la un pas de intercepție. Aleargă și Viorel Moldovan. Van Bulten pentru Van der Vaart. Temel în stânga. Intercetează Marius Constantin. Da, foarte bine au jucat apărătorii rapidiști astăzi. Rapidiștii nu mai reușesc să iasă din propria jumătate. Se apără cu toată echipa. Respinge Marius Constantin. Greu, foarte greu. Chiar și în fața unei echipe care are un fotbalist eliminat, rapidiștilor le este frică să riște, e și normal. Haideți să ne punem și în locul lor. Conduc cu 1-0. Riscul este foarte mare, miza e atât de mare. Sunt în fața unei victorii, am putea să-i spunem, chiar istorice. Să nu Dar uităm. Să nu uităm că mai e o săptămână până la decizia finală. Ionu Stancu intercetează acum Daniel Niculae. Sprintează și Viorel Moldovan. S-a ridicat farinul de la margine. Cartonaș galben pentru Daniel Niculae.
Acesta i-a făcut semn arbitrului că n-a auzit fluierul. Nu, așa este, nu s-a auzit în Vacar, mult de aici din Giulești. Este aproape imposibil uneori să se audă fluierul arbitrului. Am intrat în ultimul sfert de oră al partidei. Rapidul are în continuare avantaj de 1-0 și are și superioritate. Rămâne omul numărul 1, Rafael van der Vaart. Demel trece ușor de Bădoi. Este întâmpinat de Marius Constantin. Și e fault. Și nu e bine. Va fi lovitură liberă pentru Hamburg. Din nou, toți jucătorii Rapidului vin în apropierea careului, dar vine acolo și cel mai înalt jucător de pe teren, belgianul Daniel van Buiten. Toți rapidiști în propriul careu. Dar sunt doar 4 jucători germani în careul Rapidului. Sunt în jurul la 9 fotbaliști ai Rapidului. Le spinge Coman cu multă siguranță. Păcat că acum nu este dimensă de că așa un contraatac. Coman o minge lungă pentru Buga. Nu se păcat, poate. N-a fost foarte inspirat astăzi Dani Coman. Da, din... când a fost vorba la de degajeri. N-a reușit să trimite măcar în centru undeva să țină mingea în teren. Rapidul are avantaj, asta este cel mai important. Cât de mult ar conta să speculeze o dată măcar. Apărarea rarefiată a celor de la Hamburg. Să nu uităm că Rapidul are în față una dintre cele mai puternice echipe germane, Hamburger Sportverein. Etapa trecută a învins cu 2-1 chiar pe terenul lui Bayern München. O carte de vizită impresionantă pentru echipa vizitatoare. Rada pentru Ionuț Stancu pe partea stângă. A avut o clipă de libertate Daniel Niculae. Acum Romeo Stancu încearcă Daniel Niculae să găsească un culoar favorabil. Da, a fost fault, a fost fault. A lăsat arbitrul avantaj, dar a dictat apoi fault. N-am avut nicio problemă cu arbitrajul. Din fericire, perfect. Arbitrul capitanul Vasile Maftei în careul advers. Acum am putea vedea calitățile lui Viorel Moldovan. Execută Buga. Bună centrarea. Balonul respins însă de germani. Cu toții germanii sunt acum în propria jumătate de teren. Se dă fault. Se dă fault spre nemulțumirea suporterilor. Minutul 34 al reprizei secunde. E clar că orice decizie împotriva Rapidului nemulțumește spectatorii. Se trăiește meciul la intensitate maximă. Rapidul conduce cu 1-0. O echipă foarte puternică. Iată-l acum pe Vali Negru. A venit foarte inspirat și a reușit să-l deposedeze pe Magda Vichia. Acum Vichy blocat de Vali Negru. Iar se dă fault. Da. Se dă fault. Sunt extrem de periculoase aceste lovituri libere. Vine din nou Van Buiten. Vine și Viorel Moldovan. Rapidul ține cu dinții de acest avantaj obținut după golul marcat de Daniel Niculae în minutul 45. Reține Dani Coman din nou cu multă siguranță. Trimite repede până la Daniel Niculae. Să vedem sprintul atacantului giuleștean. Rapidul aruncă de la margine. Moment din nou de respiro pentru defensiva giuleșteană. Thomas Doll nu e convins că asistentul a luat cea mai bună decizie. Aruncă de la margine un Stancu. Mai avem 10 minute în această partidă incredibilă. În Giulești Rapidul conduce cu 1-0. Daniel Niculae depozitat de 3 adversari. Van der Vaart, nu poate nimeni să ia mingea. Van Buiten pentru Demel. Încerca să vină acolo Bădoi. Fault, Marius Constantin. Se înmulțesc faulturile și întreruperile. Rapidiștii sunt la adăpostul unui avantaj fragil, ținând cont că returul se va juca pe terenul lui Hamburg. Aici în Giulești, 20.000 de spectatori urmăresc cu sufletul la gură acest final de partidă. 10 minute ne mai despart de sfârșitul jocului. Rapidul continuă să nu primească gol aici în Giulești. Minge câștigată de Bădoi. În atac este Viorel Moldovan. Să vedem dacă reușește sprintul. Pasa însă n-a fost cea mai bună. Mingea trimisă propriului portar de Bula Cruz. Hamburg n-a avut nicio ocazie clară de gol. Ionuț Stancu
Pasă pentru Viorel Moldovan. A intervenit acolo din nou Bula Cruz. Intră prin alunecare Romeo Stancu. Excelent a jucat Romeo Stancu. El a intrat și pe finalul partidei cu Hertha. Ionuț Rada. Foarte bine au jucat fundașii Rapidului. Maftei, Rada, acum Hamburg nu riscă, nu-și permite. Are un om mai puțin. Dar Rapidul ar putea să încerce mai mult. Rada pentru Daniel Nicolae, lasă mingea pentru Buga. Foarte bine au încercat să combine jucătorii rapidiști. Van der Vaart încolțit de trei adversari, depozitat până la urmă. Ce greu îi se ia mingea acestui Van der Vaart. E aproape imposibil să iei. Cum Buga se aude din nou fiul arbitrului, nemulțumit suporterii. Se grăbesc și fotbaliștii germani, are dreptate arbitrul. Au încercat să câștige câțiva metri. Îi văd pe jucători rapidiști, sunt desigurați de atâta efort. Au alergat cât pentru două meciuri în această confruntare foarte importantă cu Hamburger Sportverein. Și așteaptă numai câte două meciuri pe săptămână de acum înainte. Intervenție bună a lui Marius Constantin. Respinge Ionuț Stancu. Moldovan în duel cu un adversar. A căzut elvețianul Vicky după duelul cu Moldovan. Pentru Moldovan nu se pune problema tensiunii. A jucat în Liga Campionilor cu Nantes. Și nu numai. Dar nu este un moment în care Rapidul să atace și să așteptă mai multe de la Viorel Moldovan. Debutul său la formația giuleșteană în această seară, într-un moment în care echipa sa conduce, dar are superioritate numerică. Este incredibil ce face Van der Vaart. Este absolut incredibil. A ieșit mingea în afara terenului, Rapidul aruncă de la margine. Ne tot uităm la cronometru, minutul 38, Rapidul conduce cu 1-0, dar calificarea este încă departe, foarte departe. Rapidii și trag cu dinții de acest rezultat. Nu se mai aventurează în ofensivă. În Giulești se cântă. Rapidul conduce cu 1-0. Maftei până la Rada, fotbaliștii care au dus greul în centrul defensivei. Dar, repet, cei trimiși de nevoie pe teren la momentul respectiv, Ionuț Stancu și Romeo Stancu, au jucat excelent astăzi. Maftei încearcă pasa decisivă spre Buga. Respinge greșit. Acolo cel trimis la pauză pe teren, Klingbeil. Ionuț Rada nu riscă și trimite portarului Donuț Coman. E clar că giuleștenii sunt mulțumiți, dar trebuie să fie sigur că îi așteaptă un meci incredibil de greu la Hamburg. Coman s-a jucat puțin cu inima lui Răzvan Lucescu. Viorel Moldovan și-a demonstrat clasa la această fază. Așteptăm o centrare în careul lui Hamburg pentru o eventuală lovitură de cap a lui Viorel Moldovan. Preluare cu mâna, da, este Hens. Este preluare cu mâna. Auzit spectatorii înaintea lui. Aproape de fază. Răzvan Lucescu nemulțumit. Este avertizat de arbitrul de rezervă. O săptămână extrem de importantă pentru cele două echipe românești. Tot în această săptămână se reia și divizia A, care va reveni la Antena 1 sâmbătă. Vom transmite Dinamo Oțelul Galați. Se reia și recursul etapei. Ovidiu Ioanițoaia vă așteaptă duminică seară cu surprize. A greșit Rafael Van der Vaart este peste tot. Nu, mingea este în afara terenului. 5 minute până la final. Atât ne despart de o nouă victorie a Rapidului în fața propriilor suporteri. Cât de important ar fi un gol marcat acum de giuleșteni. Dau semne de oboseală și fotbaliștii lui Hamburg. O pasă greșită. Noroc a fost atent acolo Romeo Stancu în fața lui Mahavichia. Ionuț Stancu acum. Se demarcă Buga. Către el se duce această minge. În centru este Viorel Moldovan. N-a reușit Buga. Mingea revine la Stancu. În careu este Daniel Niculae. Stancu încearcă un al doilea dribling, dar nu obține decât o aruncare de la margine. Au trecut vremurile în care Stancu era fluierat aici în Giulești. Acum este aplaudat la fiecare atingere de balon.
Iată-l pe Buga. Moldovan, din nou Mugurel Buga, pregătește șutul, a fost blocat de Bula Cruz și acum posibilitatea de contraatac pentru echipa vizitatoare. Foarte bine Vaftei, foarte bine a jucat astăzi capitanul rapidist și acum posibilitatea de atac. Viorel Moldovan sprintează pe stânga, îl ajută Romeo Stancu, în care nu se află nimeni. Romeo Stancu îmbrasă centrarea pentru Vaftei, cap și prinde portarul oaspeților. Păcat că nu a reușit o lovitură de cap mai tare Vasile Vaftei. Vede cartonașul galben, nu cred, ba, da, incredibil. Da, Maftei și-a dat seama că e gaură în defensivă. Maftei și-a surprins însă adversarii prin prezența sa în careul lui Hamburg la această fază. Ce bine a venit centrarea. Iată reluarea. Foarte bună centrarea lui Romeo Stancu și de la 8 metri n-a reușit să trimită undeva în lateral. Ce ar fi fost pentru Maftei să înscrie și în Cupa UEFA după ce a debutat cu gol la echipa națională în turneul din Cipru. Cei de la Hamburg au fost mai periculoși cu un om mai puțin pe teren, Van der Waal. A fost pe tot terenul, a driblat, a pasat. Oaspeții în ofensivă, Vicky. Rapidiștii se apără cu toată echipa. Chiar și Viorel Moldovan face marcaj. Demel a interceptat pentru moment Vali Negru. Acum Romeo Stancu s-a aflat în fața lui Van der Waart. Interceptează Marius Constantin. Romeo Stancu pentru Viorel Moldovan. O pasă din prima pentru Daniel Niculae. Sprintează Daniel Niculae. Daniel Niculae se apropie de care o advers. Daniel Niculae, un dribling, șut Daniel Niculae. Șut! Buga! Gol Buga! Daniel Niculae și Buga, ce gol! Ce goluri au dat! Jucătorii lui Hamburg sunt căzuți! Nu-și revin după o fază școală, iată reluarea! Gol cu călcâiul marcat de Buga! Este incredibil ce a reușit atacantul Rapidului! Ți-am spus? Delir în Giulești, într-adevăr, istoria s-a repetat, goluri Daniel Niculae și Mugurel Buga. Buga a înscris în stilul lui Rabah Madjer, un gol cu călcâiul. Iată reluarea, Daniel Niculae trece goluri absolut fabuloase. Ne este greu să descriem în cuvinte atmosfera de aici din Giulești. Buga și Daniel Niculae au ajuns la cifra 8, fiecare a înscris câte 8 goluri. Acum nu că trebuie să spunem și despre noi, dar este incredibil. Antena 1 transmite al treilea meci al Rapidului în cupele europene. De fiecare dată Rapidul a câștigat cu 2-0. De fiecare dată au marcat Daniel Niculae și Buga. Incredibil. Am intrat în ultimul minut de joc. La ultima vizită în România, Hamburger Sport, am mâncat bătaie cu 3-0. Sunt căzuți. I-am văzut după gol, unii dintre ei erau în genunchi, la propriu. Mii de steaguri frutură în stadionul Giulești, se cutremură cea mai veche arenă de fotbal care a găzduit atâtea și atâtea meciuri în această Niculae Buga, pentru Moldovan, Moldovan interceptează un balon, este faultat la marginea careului, nu se acordă nimic. No, era greu să dea. Sărbătoare în Giulești, Romeo Stancu, Rapidul forțează în acest final de meci. Ce-ar fi? Ar fi frumos ca la a doua vizită România, Hamburger Sport Verein să încaseze 3 goluri. Mai e timp. De fiecare dată Rapidul a marcat în finalul de repriză. În prima parte chiar în prelungiri, iar acum minutul 44. Lovituri letale. Daniel Niculae și Mugurel Buga. Ce goluri au marcat! Ce goluri au reușit să înscrie Daniel Niculae și Buga! Pe doi! Singurul jucător avansat este Viorel Moldovan. Primește acum Viorel Moldovan. Nu reușește pasa spre Daniel Niculae, dar mingea ajunge într-o zonă bună la un moment dat pentru Ionut Stancu. Preluare greșită a lui Klingbeil. Aruncă de la margine Rapidul. Giuleștenii conduc cu 2-0 pe Hamburger Sport Verein. Ce victorie!
nebunie totală sub podul Gran. Două goluri a încasat Hertha, două goluri încasează și Hamburger Sportverein. Buga, căutând de golul 3, un dribling, Viorel Moldovan, pasă pentru Romeo Stancu, acesta a încercat să paseze cu genunchiul. Rada. Da, nu l-a simțit în spate pe Cucukovic. A venit, da, bine Romeo Stancu. S-au ciocnit acolo doi jucători, unul dintre este Maftei. Și Dănuț Coman trimite mingea intenționată în afara terenului. Ar fi păcat ca în acest minut 47 să mai asistăm la o accidentare. Întregul stadion cântă, Rapidul conduce pe Hamburg cu 2-0. Cine și-ar fi imaginat la începutul acestei ediții a Cupei UEFA, când sorții au scos în fața Rapidului pe Feyenoord, că giureștenii vor ajunge până aici. Ce frumos arată un stadion românesc atunci când echipa favorită câștigă. Da, probabil că ambii jucători vor fi scoși pe teren pentru îngrijiri. S-au arătat deja 3 minute de prelungiri. Am intrat în aceste prelungiri, ne apropiem chiar de finalul lor. Giuleștenii nu încetează să cânte. Sunt în fața unei victorii absolut istorice. L-am văzut pe antrenorul german Thomas Doll înmărmurit. Echipa sa a dominat această repriză secundă. Să recunoaște Maftei, vede cartonașul galben. Asta nu-i bine, pentru că el vede și pe cel roșu. Într-adevăr. Asta ne mai trebuia. Nu atât pentru cele probabil două minute cât au mai rămas până la finalul jocului, ci pentru returul de la Hamburg. Dintr-o dată s-a așternut liniștea, dar n-am înțeles de ce a dictat cartonaș galben. N-a dictat fault arbitrul. Deci jocul a continuat, mingea a ajuns la portarul Coman, care a trimis-o în out. Arbitrul n-a dictat fault, a fost o ciocnire acolo. E posibil să se fi întâmplat ceva care să ne fi scăpat nouă, da. Păcat de această evoluție a lui Vasile Maftei astăzi. Da, impecabilă evoluția capitanului rapidist. Cât de mult va conta absența sa. Răzvan Lucescu are o săptămână la dispoziție să pregătească un meci infernal. Maftei salutat de suporteri. Iar păcat de această eliminare. Accidentat, încă nu și-a revenit. Ne e greu să mai apreciem de acum cam cât mai este până la finalul jocului. Suntem deja în prelungiri, dar nu se joacă de minute bune. În orice caz vor fi secunde dramatice. Da, este cu Cucukovic. Dar tot n-am să înțeleg de ce a văzut Maftei cartonașul galben. Al doilea fiind a fost și eliminat. Egalitate numerică. Răzvan Lucescu la marginea terenului dă ultimele indicații. Poate revedem faza ciocnirii dintre Maftei și Cucukovic. În Giulești se fac valuri ca pe stadioanele sudamericane. Așa sărbătoresc suporterii giuleșteni victoria Rapidului 2-0 cu Hamburger Sportverein. O adevărată ferie aici pe stadion de lângă podul Grant. Doar Feyenoord a scăpat cu 1-0 aici în Giulești. Păcat de această eliminare a lui Maftei. Pentru că jucătorul echipei vizitatoare părăsește terenul pe targă. Da, nu va mai intra, deci n-avem nici de această dată egalitate numerică. Hamburg dă mingea înapoi giuleștenilor și încă o dată nu-mi explic de ce Maftei a văzut cartonașul galben. Poate că a spus ceva acolo când s-a ridicat. Am trecut cu 5 minute de minutul 45. Rapidul conduce cu 2-0 după un meci teribil. Hamburg are doar 8 jucători de câmp. Rapidul 9. A ieșit Cucukovic pe targă, dar germanii au făcut toate schimbările. Arbitrul grec se uită la ceas, probabil va fluiera finalul. Da, este fluierul de final al unui meci și al unei victorii fantastice. Rapidul învinge pe Hamburg cu 2-0.
așa cum a făcut-o și cu Ren, așa cum a făcut-o și cu PAOK Salonica, așa cum a făcut-o și cu Hertha. Rapidul obține o victorie incredibilă în fața uneia dintre favoritele Cupei UEFA. 2-0, dacă avem timp, poate revedem cele două goluri absolut fabuloase marcate de Daniel Niculae și Buga. Un stadion în delir aici în Giulești, dar returul de săptămâna viitoare va fi infernal. Rapidul l-a pierdut pe Maftei. Din câte am văzut, mi-e greu să cred că va juca și Caramian în retur. Pare o accidentare destul de serioasă. Rapidul este la adăpostul acestei victorii la două goluri diferență. Iată în reluare golul al doilea marcat cu călcâiul de Buga după o centrare a lui Daniel Niculae. Minutul 89, pătrunderea în forță a lui Daniel Niculae l-a depășit pe experimentatul Van Buiten și Buga înscrie cu călcâiul un gol pe care nemții nu-l vor uita cu siguranță. În Giulești se cântă, se aude imnul Rapidului, echipa lui Răzvan Lucescu învinge cu 2-0 Hamburger Sportverein. Ce meci aici în Giulești, o nouă victorie rapidistă, goluri din nou eroii Rapidului, Daniel Niculae și Mugurel Buga. Iată și pe jucători, așa cum au promis, cântă împreună cu suporterii imnul echipei. S-au intrat toată săptămâna într-un studio de înregistrări. Iată cum arată stadionul Giulești, o adevărată mare de steaguri. Îmbrățișări, două goluri fantastice și o victorie care va face din nou ca ziarele europene să vorbească la superlativ despre Rapid. 2-0 cu Hamburg, a patra echipă germană învinsă de Rapid aici la București. După Eintracht, Karlsruhe și Hertha, Hamburg pleacă de aici din Giulești învinsă cu Eintracht. S-a jucat pe stadionul 23 august. Un meci fantastic făcut de rapidiști care nu s-au aruncat peste formația germană atunci când au avut un om în plus. O repriză secundă dominată de Hamburg, dar lovitura decisivă a venit în minutul 89 după centrarea lui Daniel Niculae. Buga a marcat un gol fabulos. Dansează suporterii Rapidului, cântă suporterii Rapidului împreună cu jucătorii. Să nu uităm că îi așteaptă un retur infernal la Hamburg. Ce-ar fi ca Rapidul să se califice în sferturile de final ale Cupei UEFA după 14 meciuri jucate în actuala ediție? Este o nebunie la care cu siguranță nu s-a gândit nimeni. Revedem și golul marcat de Daniel Niculae, minutul 45 al primei reprize. Înainte de începerea meciului, Răzvan Lucescu a spus că ar fi mulțumit și cu 0-0. Te-ar fi făcut nebun dacă ai fi spus că Rapidul va învinge cu 2-0. Iată că echipa lui Răzvan Lucescu învinge cu 2-0. Ce goluri au înscris Daniel Niculae și Mugurel Buga. Sărbătoare în Giulești, peste o săptămână, un meci de foc la Hamburg. Suporterii Rapidului nu vor să părăsească stadionul. Ar vrea să nu se mai termine niciodată această sărbătoare.